Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș împreună cu Consiliul Județean, Prefectura și primăriile din mai multe localități au organizat cu ceva timp în urmă o campanie umanitară pentru sinistrații din zona Galați. Concluziile acestei activități au fost făcute publice în cadrul conferinței de preză săptămânală organizată de Consiliul Județean Argeș. A fost o acțiune comună a Consiliului Județean, coordonată de către Consiliul Județean în cooperare cu Prefectura și ISU Argeș, de strângerea de ajutoare pentru sinistrații de la care au fost în zona Galațiului. În consecință s-au organizat și s-au realizat 3 transporturi cu mașini de la noi, cu mașini de la alte societăți comerciale și în cadrul cărora au fost distribuite aproape 8 tone de alimente și aproape 9 tone de apă minerală și apă plată. Produsele au fost distribuite prin Consiliul Județean Galați la inițiativa Consiliului Județean Argeș, care a stabilit detaliile, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș a fost implicat în transportul acestora. Ele au fost distribuite la sinistrați din 3 zone, din 3 localități ale Galațiului, mai ales în comuna Pechea. Și vreau să vă spun că au fost primite extraordinar de bine, pentru că au văzut clar că sunt obiecte noi, sunt alimente care se pot consuma și de necesitate imediată. E vorba de apă minerală, de plată, de orez, paste făinoase, gris, fasole, zahăr, făină, ulei, conserve, exact ceea ce le trebuiau.